Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre tehnici de încondeire a ouălor, dar și despre arta tradițională în general, cu un specialist în domeniu, Mircea Lac. Haideți să-l cunoaștem! Lac are 70 de ani și o carieră de aproape jumătate de secol dedicată studiului artei tradiționale și a început cariera în Rășinarii lui Goga, unde a lucrat ca și învățător și unde a înființat primul cerc de sculptură în lemn al Școlii Populare de Arte de la Sibiu. Prin anii 70 a fost transferat în județul Hunedoara, iar aici și-a continuat munca. În cele peste 4 decenii de activitate a transmis probabil câtorva mii de copii pasiunea sa pentru tradițiile românești. Deși s-a pensionat în urmă cu câțiva ani, Mircea Lac predă și acum copiilor care vor să învețe arta tradițională în cadrul Școlii Populare de Arte din Deva. Aici l-am întâlnit și noi, prins împreună cu copiii de la clasă în febra pregătirilor pentru sărbătoarea Sfintelor Paști. Noi încondem ouăle după tehnici tradiționale și anume, teoretic se spune, protejarea fondului cu ceară. Adică ce se întâmplă? Prima dată să acopere cu ceară ce vrei să rămână alb. După aceea se introduce în culoare galbenă. Să protejează după aceea ce vrei să rămână galben și se introduce în roșu. Să protejează ce vrei să rămână roșu și se introduce în albastru eventual. Și dacă se folosesc mai multe culori, se protejează albastru și introduce în negru sau verde sau știu eu. Deci asta e tehnica. Nu prea vezi ce faci, că tot timpul acoperi, însă când ștergi ouă, pare o scamatorie, pur și simplu, nu-ți vine să crezi. La noi în țară, încondierea ouălor se face de foarte mult timp. Nu știm exact de când. Primele date ar fi din timpul lui Constantin Brâncoveanu, secretarul lui Del Chiaro, scria ceva despre încondierea ouălor la română, a fost impresionat, fiindcă ouăle încondiate nu se fac în multe părți ale lumii. Se încondiază la noi, se încondiază în Ucraina și în Moldova, în Republica Moldova, cam atât. Dar ce înseamnă obiceiul acesta? Ce simbolizează, de fapt? Acum lucrurile cred că vin de foarte departe, fiindcă în istoria omenirii ou, știu eu, a fost un element care chiar făcea posibil apariția lumii. Știm că există, știu eu, de exemplu, în Egiptul antic, lumea a apărut dintr-o nouă pe care un anumit zeu l-a, știu eu, creat la un moment dat și de acolo a apărut lumea și tot ce îi înjur. Toate marile culturi ale lumii au apariția lumii printr-un nou. Dar de ce se încondeiază ouă de Paște? La noi, cred că obiceiul e foarte vechi și s-ar putea să fie chiar un obicei tracodac. Și este legat de cultul străbunilor, cultul morților. Există tot felul de rămășițe de obiceiuri străvechi încă la noi, de exemplu în Bihor și în Munții Apuseni,
era cântecul Ioara. Un cântec foarte frumos, dar el vine de la un obicei din ăsta de dat pomană, pe morminte, imediat, a doua zi de Paște, când se practicau și tot felul de jocuri. Era un joc care spunea juguțul în Apuseni, așa îi spunea, țin eu minte de când eram mic, era și la mine în sat jocul ăsta. Se strângeau băieții și fetele, făceau perechi și cu o năframă, doi luau năframa și fugeau ceilalți doi pe sub năframă. Ceva asemănător este preluat și într-un joc al copiilor cu nouă ne place, când sunt două grupuri, unul mai mare și unul mai mic, și zice nouă ne place pe cutare să vină încoace, și e o reminiscență a acestor jocuri strămoșești legate de cultul străbunilor. Și legate de ouă. Și legate de ouă, fiindcă, de exemplu, în Bihor, fetele când se însoțesc la jocul ăsta chiar zic, știu eu că vine sora să ne înfrățim și cu nou colorat încondeiat și legământul ăsta să fie până la moarte, știți? Și ciocnitul ouălor? Ciocnitul ouălor cred că era o chestiune de bun augur, de sănătate, mai ales după apariția creștinismului, când s-a introdus ouul roșu care simboliza sângele Mântuitorului. Era un, știu eu, chiar un lucru sacru, că înainte de a lua Paștele, ciocneau un ou, ziceau Hristos în viață, pupau eventual. Deci și o chestiune de sănătate, de... Însă, cred că înainte de creștinism, ouăle roșii la noi aveau o conotație de reînviere a vieții, reînviere, primăvara, natura revine la viață, parcă totul reînvie și cultul morților, probabil tot din cauza asta era sărbătorit în perioada asta, în speranța unei viitori învieri a celor decedați. Prea puține dintre obiceiurile străvechi se mai păstrează până astăzi. Se mai păstrează dintre tradițiile străvechi, obiceiurile care erau de Paște, unde și ce se mai din păcate, prea ritualurile astea străvechi nu se mai păstrează decât prin locuri izolate. V-am spus, în Bihor, în Apuseni mai erau și când eram eu mic. Probabil că în Bihor mai există încă cu lioara, fiindcă a fost folosit și în folclor foarte mult și s-ar putea să mai existe. Din păcate, ritualurile astea străvechi dispar, că se schimbă concepțiile oamenilor, se schimbă foarte multe lucruri și atunci dispar și lucrurile vechi. Și acum, după intrarea în Europa, s-ar părea că într-un ritm mult mai alert dispar toate. Tehnicile de încondeire a ouălor sunt diverse, mai ales în zilele noastre, în funcție de zonă, dar și de dorința de a păstra cât mai mult tradiționalul. Acum, știți ce se întâmplă? S-au încercat și aici tot felul de tehnici, unele mai tradiționale, altele mai moderne. Sunt diferite epoci în încondeirea ouălor. Cea mai veche tehnică este aceasta care o facem noi cu păstrarea fondului cu ceara. Însă există, bineînțeles, tot felul, de exemplu, pictarea, pur și simplu, cu culori, cu pensula, sau acoperirea cu ceară și zgârierea în ceară a ornamentelor, sau acoperirea cu ceară și presat în ceara moale mărgele, care după ce se usucă rămâne așa cu mărgele. Cred că ați văzut ouă din astea cu mărgele. După aceea, știu eu, există un fel de tehnică unde se atacă cu acid, culoarea și cum ar fi date cu cerneală și cu pic albit sau ceva de genul ăsta. Cele pe care le găsim prin târguri, majoritatea sunt realizate cum? Acum depinde la ce târg mergeți. De exemplu, la un târg, la un muzeu mare, cum ar fi Muzeul Țăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul Astra din Sibiu, sigur găsiți o autentice.
Ce modele sunt pe o, ce modele se pictează? E, vedeți, modelele cele mai vechi vin tot din timpuri când, poate că înainte de creștinism, când omul serba reînvierea naturii, și de aceea găsim motive cum ar fi cărcelul viții de vie, frunze, unelte agricole de primăvară, cum ar fi fierul plugului, cum ar fi grebla, cum ar fi scara, fulgerul. Iar culorile? Culorile erau vegetale. Toate culorile erau în trecut vegetale. Și cele mai folosite, ce culori erau? În general, galbenul, roșu și albastru, dar roșu în general se folosea cel mai mult. Și despre modele, tot aceleași în toate zonele țării sau? Nu neapărat. Fiecare zonă avea motive specifice, însă tema era cam generală. După aceea era o sumedenie de motive fitomorfe cu plante și cu flori și cu, poate că cele mai multe erau motivele astrale, cu sori, cu stele, cu calea laptelui, cu, vedeți, legate tot de cultul morților, cu calea rătăcită și ulițile satului, care, știu eu, simbolizau calea aceea foarte complicată prin care sufletul pleca spre lumea cealaltă și cu tot felul de piedici și de capcane. Se lucrează pe ouă de găină sau ouă de... Cele mai bune ouă pentru încondeiere sunt ouăle de rață, fiindcă au o suprafață foarte fină, au o structură fină și densitate mare, sunt mai rezistente. După aceea ouăle de găină, ouăle de gâscă. Acum, din păcate, în comerț, ouăle care sunt acum, nici nu mai sunt ouă albe, nu știu de ce, ouă găinile tot ouă colorate, din ce în ce mai maro. Și ștampilate, ștampila aia nu se prea duce, dai cu anumite substanțe să ștergi ștampila, nu mai prinde culoarea, sunt tot felul de inconveniente de astea tehnice. În ciuda dezinteresului general pentru tot ceea ce este vechi, Mircea Lac reușește să sădească în sufletul tinerilor interesul pentru tradiție. Zeci de copii vin săptămânal la cursurile de artă tradițională ținute de el. Noi am avut și un moment nefast în anii comunismului, când vechiul trebuia înlăturat și promovat nou. Și am avut și, așa zis, și specialiști care se ocupau de folclor, de formațiile folclorice, de cultura populară, care au falsificat foarte multe lucruri, dându-le, știu eu, de la o conotație spirituală într-una materială, încercând să le schimbe. Totuși, tineretul e atras de așa ceva, dacă încă mai vin la atelierele dumneavoastră, de exemplu. Tineretul e cam totdeauna, să știți, e extraordinar. Vrea să știe, vrea să cunoască, vrea să afle multe lucruri. Noi, maturii, influențăm uneori bine și alteori prost. Aici faceți tot felul de lucrușoare. Ce faceți aici la atelier? Ce acum, noi aici avem în proiectul nostru, care e de vreo 40 de ani, să facem tot ce putem ca să acești copii care vin la activități să cunoască tradiția și cumva să-și cunoască identitatea lor națională, să știe cine sunt, de unde provin și, cunoscând aceste lucruri, probabil și să înțeleagă încotro vor merge. Câți copii vin aici la atelier? Acum avem vreo 40 pe săptămână, aș zice. Cu vârste între cât și cât? Cu vârste începând de la clasele mici până la clasa 12. Cel mai mic? Vin și studenți. Cel mai mic, clasa 1. Și ce le place să facă celor mici și ce le place celor mari?
Acum, cei mici ar vrea să facă tot, mă fac și ei ce pot. Începem cu lucruri accesibile și încet, încet, fiecare după puterile lui. Nu avem, știu eu, o programă prin care să le impunem copiilor ce să facă. Fiecare face ce dorește. Gabriela Bădică este elevă în clasa 11-a la Liceul Pedagogic din Deva și vine la cursul profesorului Lac de aproximativ 2 ani. De când vii aici la atelier? Am început să vin la acest atelier de pe clasa a 9-a, când am început să mergem și la concursul național Cultură și Civilizație în România, cu diferite teme, după cum am spus și domnul profesor, am abordat teme cu jucării tradiționale, măști tradiționale și anul acesta am abordat tema mitologia mărului. De ce ți s-a părut important să vii la un astfel de curs? În primul rând, după orele de curs de la școală, care știm cu toții, unele sunt destul de stresante, am descoperit că aici pot să vin să învăț lucruri noi, atât în ceea ce privește sculptatul sau alte tehnici, dar și pot să mă relaxez într-un mod în care nu credeam că pot să fac prin muncă. Astfel am început prin sculptatul în lemn, dar mai apoi am abordat diferite tehnici, cum ar fi turnatul metalului în piatră și, după cum vedeți, astăzi în contem ouă. Ce îți place cel mai mult din tot ce faci aici? Ce tehnică sau ce... Este destul de greu să aleg ce îmi place cel mai mult. Toate sunt extrem de frumoase și importante de asemenea, dar pot spune că sculptura în lemn este favorita mea. Ai participat și la ceva concursuri? Da, am participat și eu la Olimpiada Națională de Meșteșuguri Artistice, care are loc vara la Sibiu, unde am obținut premiul întâi, toți copiii care au participat de la acest atelier, fiecare cu diferite tehnici, începând de la sculptură, gravare în os, xilogravură, icoane și așa mai departe. Tu cu ce te-ai prezentat? Cu sculptura în lemn. Am realizat pomelnice care aveau o poveste în spatele lor. Despre încoderea ouălor, ce poți să-mi povestești? Cum e tehnica asta? Chiar dacă la început pare foarte simplu, ce faci? Încondeiezi ouă, e foarte ușor, faci niște linii, dar nu e chiar așa. Suprafața ouălui nu e perfect rotundă sau ovală, știm cu toți, are o formă mai diferită. Și chiar dacă la început faci o schiță, cum ar veni cu creionul, trebuie să ai foarte mare grijă să nu apeși, să nu greșești, fiindcă dacă ștergi, nu se va mai prinde culoarea pe ouul respectiv. La început facem schița, cum am spus, după care acoperim cu ceară suprafața, băgăm în diferite culori, de la deschis spre închis. În cât timp finalizezi un nou? Ei, acum depinde de dificultatea acestuia, depinde de motivele pe care le are. Poate să fie finalizat în 2-3 ore, dar și în 2-3 zile. Depinde cât este de mare, cât de abundent este în motive. De ce e important să păstrăm tradițiile? După cum a spus și domnul profesor, tradițiile în zilele noastre se pierd foarte rapid. Dacă mergeți și întrebați atât tinerii cât și bătrânii ce știți despre tradiția românească, n-o să aflați mare lucru. Și astfel, venind la acest cer și cu ajutorul domnului profesor, am reușit să aflăm lucruri noi, dar totodată să transmitem ceea ce învățăm și altora și să le deschidem un pic viziunea, să îi facem să devină puțin mai interesați în ceea ce privește istoria lor și să se cunoască pe ei înșiși. O altă elevă pasionată de arta tradițională este Gabriela Dobrei. Tu de când vii aici la atelier? La atelier din clasa 5-a, deci de mulți ani. De ce ai venit aici? De ce? Păi, pur și simplu la început am venit cu colegi de-ai mei și între timp am descoperit ce se întâmplă aici, cât de frumos e, câte lucruri sunt de învățat și cât de mult putem face și am decis să continui și nu o să regret niciodată decizia asta. Ești totuși la liceul de artă, nu? Da, nu faceți destul acolo?
pot să spun că experiența de aici mă ajută mult mai mult și la școală și în tot ceea ce fac. Mi-a cultivat foarte mult răbdarea și mai ales cel mai bine am descoperit foarte multe lucruri legate de popor român și de tradiție. Din tot ce faceți aici la atelier, ce-ți place cel mai mult? Chiar trebuie să aleg? Nu știu, fiecare tehnică în sine e specială, dar cel mai mult tot sculptura, ca și colega, îmi place foarte mult, se poate realiza foarte mult prin sculptură, dar, cum am spus, toate tehnicile sunt deosebite. Despre tehnica încondeierii, ce poți să-mi spui? Nu știu, îmi place foarte mult, pare foarte ușor, te uiți la o, vezi modelul, ai impresia, merge repede, hai că fac imediat, dar e cam greu pentru că trebuie să ai foarte multă precizie și să fii foarte atent când faci și pur și simplu să trebuie să ai un pic de mână și exercițiu mai ales. Deci dacă n-ai puțin talent, totuși nu... Trebuie exercițiu oricum. Probabil și dacă nu ai talent, compensezi prin asta. Pentru că, de fapt, toți avem în noi un talent, dar îl creștem. Și atunci descoperim fiecare are ceva frumos în el. Tu de ce consideri că e important să păstrăm tradițiile? Este foarte important pentru că nu trebuie să ducem tradiția mai departe și pentru generațiile care vin. Să le arătăm și lor ce a fost în trecut, pentru că dacă lăsăm să se piardă, ei nu vor ști nimic despre poporul din care fac parte și tocmai de aceea este foarte bine să ducem mai departe, să le arătăm cât de frumos este poporul acesta. Întregii sale cariere, Mircea Lac și-a îndreptat atenția spre diferite domenii ale artei tradiționale și a realizat numeroase lucrări de specialitate. Dintre obiectele sale de activitate, amintim pictura tradițională pe sticlă, tehnici de încondere a ouălor, silogravura tradițională, turnarea cositorului și gravarea alamei în arta populară, prelucrarea artistică a osului, mobilierul tradițional românesc, măștile populare, prelucrarea artistică a lemnului, dar și realizarea de jucării tradiționale. Acum noi am avut în zona asta unde trăim, având și foarte multe păduri, civilizația lemnului, unde oamenii puteau să-și facă orice, fiecare în gospodăria lui își putea face orice din lemn. Aveau și îndemânare și pricepere și cunoștințe, știu eu, transmise din moși strămoși, fiecare generație preluat de la cealaltă. Noi am chiar avut o expoziție de jucării și am aici, de exemplu, Gabi, a fost componenta unei echipe din concursul Cultură și Civilizație în România, unde a participat cu jucării tradiționale, au luat locul întâi pe țară, chiar vorbeam că au rămas foarte surprinși și cei din juriul național când au văzut ce au făcut ei, însă nu a fost foarte greu să facem treaba asta, fiindcă copiii în trecut, să știți că făceau lucruri extraordinare, era un fel de întrecere, ei aveau îndemânarea asta să lucreze mai ales în lemn, dar nu numai în lemn, și în alte materiale, și își făceau tot felul de jucării și era un fel de întrecere care face jucăria cea mai interesantă și pe care să nu o poată face altcineva. Erau, de exemplu, cutiile acelea cu deschidere secretă care aveau niște mecanisme foarte ingenioase. Și copilul, făcând jucăriile astea, știu eu, carul, moara, macheta unei mori, șteampurile și multe, multe altele, învățau niște principii de fizică, intuitiv, fără să învețe la fizică treaba asta, știa ce e axul cu came, ce e arborele cotit, ce e inerția și așa mai departe, foarte, foarte multe lucruri. Și el când era amator și vrea să-și facă o moară, de exemplu, o făcea cu multă ușurință, fiindcă el avea la îndemână toate cunoștințele astea jucându-se și pe care le-a învățat foarte ușor. Ei își făceau copiii, își făceau jucăriile.
bineînțeles. Nu părinții? Nu. Părinții nu aveau timp să facă jucării. Eu am cunoscut, de exemplu, în copilăria mea, eram mic, nu eram încă la școală, tata meu a fost învățător și mergeam câteodată cu el la școală. Și copiii la lucru manual făceau tot felul de jucării din astea extraordinare, care și funcționau. Și am rămas fascinat. Poate că de atunci mi se trage, știu eu, dorința asta de a ști cât mai multe despre cultura populară. Lupta profesorului Mircea Lac pentru promovarea artei tradiționale românești a trecut granițele României. Dumneavoastră ați promovat, ați încercat mult promovarea culturii tradiționale românești și în străinătate. Da, da. Povestiți. Am avut foarte multe activități, în primul rând expoziții, demonstrații practice și cursuri cu elevi de acolo din străinătate. Străinii, să știți, mai ales în Franța, în Germania, în Belgia, am observat în America, în Canada, în Suedia. La ei au cam dispărut tradițiile și când aud de ornamentică, de simbolistica ornamenticii care avem noi, când aud de niște tehnici de lucru pe care ei nu le mai au, sunt foarte atrași, foarte atrași și pur și simplu nu mai scăpam de ei, tot timpul vreau să lucreze, să facă. E interesant, dar nu numai pe copii, și pe maturi. Cred că după ce pierzi un lucru e mult mai interesant decât atunci când îl ai, și asta cred că vedem și noi în fiecare zi, că nu ne prea interesează valorile noastre tradiționale și probabil că o să ne pare foarte rău după ce le pierdem definitiv. De ce e bine să păstrăm tradițiile? E esențial să păstrăm tradițiile, pentru că observați în ce lume trăim, toată lumea pleacă, lumea e dezorientată, tineretul nu prea mai știe mare lucru nici despre istorie, nici despre valorile noastre morale, valorile care stăteau la baza societății românești, și cunoscând tradițiile cunoaștem toate aceste lucruri și putem avea o bază foarte solidă pentru ca să ne construim viața. De o incontestabilă vocație, un adevărat păstrător de tradiție. Mircea Lac este un om de nota 10.